Primarul municipiului Redăuți, Nistor Tătar, a fost depistat pozitiv la noul coronavirus. El a precizat că a început să se simtă rău de sâmbătă, 9 mai, iar de atunci a rămas acasă în izolare. Rezultatul testului a venit pe 13 mai. La început am spus că e o simplă răceală, având în vedere că nu aveam febră. Am făcut însă testul și a ieșit pozitiv. Acum stau acasă, am tratament și urmează ca lunea viitoare să mai fac un test pentru coronavirus. În afară de tuse, nu am alte simptome, a precizat primarul Rădăuților pe 13 mai. Șefa Direcției de Sănătate Publică Suceava, Manuela Trifan, i-a transmis alesului local că riscă să se aleagă cu un dosar penal dacă nu se internează în spital ca să se trateze de COVID-19. Așa că Nistor Tătar s-a conformat. Din informațiile pe care le avem, primarul de la Rădăuți împarte salonul de la spital cu un alt ales local infectat cu noul coronavirus. Este vorba despre Petrică Luța de la Horodnic de Sus, care a fost depistat pozitiv pe 8 mai. Pe de altă parte, 4 asistente medicale de la Spitalul Suceava, care au refuzat internarea după ce au fost depistate cu COVID-19, sunt cercetate penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, potrivit unui comunicat de presă transmis de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Suceava.